seems like you were yesterday. When I saw you told me how proud din greșeală m-a apăsat. But I walked away. If only I knew what I know today. I will hold you in my arms. I will take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wanna do to hear your voice again. Hi, Gloria. Seara. O să vorbesc eu. Mulțumesc. Știi care e treaba? Sunt unele cântece ușoare și unele cântece foarte grele. Și tu ți-ai ales un cântec foarte greu. Eu ca antrenor aici m-am gândit tot timpul cât cântai că ai și falsat. E unul din principiile mele să nu mă întorc. Nu ți-au ieșit nici volutele și melismele și toate încercările. Iarăși un principiu să nu mă întorc. Dar ai avut ceva, nu știu, ai avut ceva în voce și cred că poate și emoția ți-a diminuat din performanță. Și am zis, bă, vii aici la Vocea României, dar e așa, puțin să joci safe, să iei doar vocile care cântă impecabil. Și e mai riscant așa un pic și sezonul ăsta hai să mai și risc, să iei vocile care au caracter, au putere, au ceva de zis și să vedem ce facem în concursul ăsta. Îți mulțumesc pentru interpretare și bine ai venit în echipa mea. Mulțumesc mult! Vă mulțumesc mult! Dar spune-ne cum te cheamă, de unde vii? Mă numesc Carmelina Burdeniuc, am 16 ani și sunt din Republica Moldova. Bine ai venit la Vocea României și vreau să... De ce ți-ai ales piesa asta? E o piesă foarte grea, într-adevăr. Pentru că am ales asta pentru că îmi iubesc foarte mult părinții și am dedicat-o lor cu tot sufletul. Într-adevăr, au fost foarte multe greșeli pe piesă, dar adevăratul jurat este cel care găsește Fata Morgana, dacă mă pot exprima așa. Găsește lucrul acela care există fără ca alții să-și poată da seama. Îi doresc multă baftă lui Tudor și cred că, nu-i așa, dacă ești în familia Vocii României, te îmbrățișez eu primul. Mulțumesc mult. Bine ai venit. 16 ani, un metru distanță. Poftiți. Poftiți. Ce înseamnă poftiți? Adică Tudor, ce? Poftiți. Poftiți, auzi. Poftiți. Nu, așa nu e. Gata. Bravo.